Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Compania românească încearcă să intre pe piața Horeca cu un concept nou, oferă restaurantelor mâncare gătită ambalată, necongelată, cu termen de valabilitate de 21 de zile. Deci, literalmente, la pungă. Pungă de ciorbă. Serios. Mama? Eu când mă duc la aia, să știi că mă întorc cu supă de la mama. Da. Pentru că nu rezist. Am nevoie de gustul ăla de acasă. Corect, adevărul că da. Deci te duci la restaurant și, practic, punga ăsta, ciorba este a venit în pungă de la fabrică. Serios? Doar ce pune. Asta este ideea. Asta cu supă, ciorbă, în pungă. Cu toate alea. Am văzut-o în Asia. În Asia tot ce se cumpără, lichid sau solid, se pune în pungă. Pleacă oamenii cu ciorbița. Eu nu-mi dau seama cum mănâncă din, dar cred că se duc undeva și răstoarnă în castronelul lor sau ceva. Știu? Da. Eu am avut și eu surpriza asta la Bangkok, că am vrut o porție de noodles de aia cu supă. Da, cu supă, da. Lichizi. Și am zis pus în pungă. Că ei aveau niște măsuțe de-astea. Mm-hmm. Mici, foarte mici. Haioase, da? Și am zis că o mănânc pe stradă cum îți iei la noi, un pateu, știi? Zic că mi le dau și ciugulez din ei, așa. Și am zis la pachet și mi-a dat pungă cum îmi dădea la piață peștișori când eram mic. Exact, și când îmi dădea gubii în pungă cu două linguri de apă. Așa mi-a dat mie nudel și cu supă. Și am zis, lăsați că mănânc totuși aici. Bun, revenind. Firma este o firmă serioasă, adică este în domeniul ăsta de multă vreme. Așa. Și mi se pare o idee foarte interesantă. În primul rând, permite oricui să-și deschidă mai simplu un restaurant. Și eu aș putea să-mi deschid un restaurant. Da, tot trebuie să respecti reguli de igienă, în mod evident, adică să organizezi un business, dar rezolvi o bună parte din chestia aia complicată cu gătitul. Să ce? Să fie foarfeca curată când tai punga sau ce? Sunt reguli de igienă foarte stricte pentru industria alimentară. Uh-huh. Da, pe care am senzația că nimeni nu reușește să le respecte, de fapt, potrivit literei legii, că ANPC-ul e suficient să se ducă undeva și poate să închidă orice cârciumă oricând, că sigur găsește ceva care nu funcționează cum trebuie undeva. Da, corect. Bun. Știu cum să spun. Și băutura vine până la urmă ambalată și doi... Cred că sunt foarte puține restaurante în țara asta și în lume care îți gătesc ciorba pe loc atunci când cer ciorbă. Ei o fac, bun, o fac dimineața, îmi imaginez, sau peste noapte, dar tu când comanzi mâncarea respectivă, ea este deja gătită de ceva timp. Singura ta speranță este că e gătită în ziua respectivă. Dar aceste produse ambalate, ele au un termen de garanție de 21 de zile, fără să fie congelate, sunt pasteurizate, practic, sunt închise în recipiente hermetice. Și dacă sunt pasteurizate, atunci rezistă. Păi n-ai cum să faci ciorba pe loc. Pe loc, nu. Da, durează câteva ore. Da, asta e. Deci restaurantul măcar te gândești că face în cursul zilei, adică începe de dimineață. Și oricum nu e genul de mâncare pe care să o faci la porție, adică să faci o porție, să zici că faci un somon cu broccoli. Da. Faci o oală, că n-ai cum să o faci o porție. Avantajele sistemului, prețurile, evident. Prețuri chiar cu 60% mai mici, spune producătorul, deci avem așa. Evident că ești mai bine. Economica.net scrie despre această idee. Și dă niște prețuri. Deci, un proprietar de restaurant poate plăti 7 lei și 50 de bani plus TVA, deci 10 lei, să zicem, pentru un kilogram de ciorbă de legume. Mm. În felul ăsta, prețul unei porții de 400 de grame, adică un castron de ciorbă pe care dă la client, ajunge la 3 lei 30 de bani. Da. Cu TVA inclus. Și pui a 200%, vinzi ciorba cu 7 lei castronul. N-ai cum să, că la ciorbă trebuie să pui a 200 mult mai mare ca să faci treabă. Ciorba de burtă. Preț 13,50 de bani plus TVA pe kilogram. Porția de 400 de grame 5,9 lei. 6 lei. Asta este break-even, adică 6 lei de la asta încolo îți pui tu, cât vrei tu să-ți pui. Nu mai știu, cât mai costă o ciorbă de burtă la restaurant? 24 de lei, cea mai ieftină. Știi tu? Da. Dar ce instant a răspuns. Da, păi am văzut aici la alături, lângă noi. Și da, vezi că cu prețurile jos. Păi nu, asta am zis, cea mai ieftină. Asta e cantina. Aici da. Pentru un fel principal. 30, 35, 40. Prețul unui kilogram de tochitură. Deci kilogramul este de 22 de lei 50 de bani plus TVA. Deci, hai, 30 de lei. Mas o menos. Kilogram? Tochitură. Da, kilogram. Kilogramul, da. Ce-o fac, tată? Că nu mai există carne macră, carne crudă, nu mai există sub 30-40 de lei kilogramul. Sau... Nu știu, nene. Varza călită cu afumătură.
Aoleu, ce aș mânca, o varză călită cu afumătură la pungă. Dar nu să vorbim de altceva. 16 lei plus TVA pe kilogram. O varză cu afumătură ai mâncat? Da, o varză și și bătaie. Cu un picior de rață aruncat peste. Și niște mamă liguță. Zic. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.